Sunt convins că în această perioadă, fiind ultimele 10 nopți din luna Ramadan, sunt mulți musulmani care s-au izolat în moschee. Fac i'tikaf, un act bun, un fapt bun, o tradiție a profetului sallallahu alaihi Wasallam, Profetul Muhammad sallallahu alaihi wa în ultimele 10 nopți din Ramadan obișnuia să se izoleze și o făcea periodic, adică în fiecare an, Ultimele nopți din Ramadan, Profetul Sallallahu Alaihi Wasallam intra în i'tikaf, în izolare. Dar, tot Profetul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam spune într-o relatare, atenție mare, izolarea în Moschei este importantă, fără doar ce poate. Foarte important. Dar, vedeți ce spune Profetul Sallallahu Alaihi Wasallam într-o relatare. Spune să merg împreună cu fratele meu pentru a ai rezolva o problemă, pentru a-l ajuta, a-l susține, o greutate, orice lucru. că adică să fiu împreună cu el la greu, pentru mine, îmi este mai drag decât să fiu izolat, să stau izolat în moschee o lună întreagă. Deci, să-l ajut pe fratele meu în problemele pe care le are, este mai bine pentru mine. Îmi este mai drag decât să stau izolat în moschee o lună întreagă. De ce? Pentru cel care stă în izolare, cel care uh, petrece nopțile recitând Coranul, rugându-se, același face bine lui. Este pentru propriul lui Suflet, pentru purificarea Sufletului. Însă, atunci când ești alături de cineva care este la greu, tu faci bine celor din jurul tău. Deci te autodepășești. Toată lumea își face bine pentru el, își dorește binele lui. Dar să dorești binele și celor din jur, fără îndoială că este foarte, foarte important. De aceea profetul a spus că este mai drag decât să stea izolat în moschee o lună întreagă. Să nu uităm în aceste nopți, să nu căutăm binecuvântările lui Allah numai în colțul moscheei, să căutăm aceste binecuvântări și în, în rândul oamenilor nevoiași, săraci, oamenilor care au nevoie de sprijin, care au nevoie de susținere pentru a depăși un moment greu din viață, Allah.